Bună ziua tuturor! Acesta este al treilea webinar pe care îl ținem în această săptămână și în care ne propunem să vă arătăm câteva funcționalități ale campusului virtual, în special cele de prezență, de transmitere de lucrări de către studenți și o altă posibilitate de a putea comunica și de a întări partea de reflexie cu studenții, cea numită de blog, urmată de răspunsuri la întrebările dumneavoastră și de comentarii și de sprijinul pe care vă rog să vi-l arătați unul altora. În momentul acesta am să trec să vă împărtășesc, să vă transmit ecranul pe care vom lucra și am să revin din nou cu toată partea de informații. Pentru unii s-ar putea să fie un pic redundant această parte, dar doresc ca și cei care nu au participat la sesiunile din ultimele două zile să poată să le vadă. Foarte multe informații găsiți pe site-ul nostru și mai ales în link-urile pe care noi le-am tot furnizat la absolut toate mesajele care vi le trimitem, cer scuze, și care sunt cele legate de campusul virtual. Aici sunt tutoriale care sunt la liber, deci nu aveți nevoie de acces în campusul virtual pentru a putea să le vizualizați și să le găsiți și să le vedeți. Multe dintre aceste tutoriale sunt în campusul virtual și aici sunt duplicate. Deci nu sunt lucruri care nu există în campusul virtual și există doar aici. Mai puțin, această zonă despre care v-am spus că am creat-o recent și care se numește Open și care reunește foarte multe informații și workshop-uri și resurse și vom continua să mai punem despre resursele educaționale pe care le puteți găsi și despre toate activitățile pe care noi le-am făcut în ultimii 10 ani, cel puțin. Multe dintre ele, pentru a putea fi disponibile, noi le încărcăm pe canalul de YouTube al celului și pe care am să vă rog să le găsiți efectiv acolo, din nou, link-urile și absolut totul există peste tot. Fiindcă foarte multă lume ne întreabă cum să-ți resetezi parola, există un tutorial foarte bine realizat despre cum să vă resetați parola, cum să faceți parola. Mai întâi încercați să faceți acest lucru și să nu să ne trimiteți nou un mesaj că nu puteți să accesați campusul virtual. Vă rugăm mai întâi să vă verificați în spam sau în junk mail-urile care vin de pe campusul virtual, mai ales dacă n-ați primit până acum, n-ați fost înlogat, n-ați avut cont pe campusul virtual, până când sistemul se va învăța, vă va transmite mesaje în spam, deci în junk. Acceptați acele adrese care vin de pe campusul virtual ca să nu vă mai intre în spam sau în junk. Și verificați acolo înainte. Același mesaj transmiteți-l și studenților, fiindcă cei puțin toți studenții de la licență pe care noi am avut conform CISC, i-am înrolat deja în campusul virtual și ei pot să-și acceseze campusul virtual prin parola pe care au primit-o prin e-mail. Unii dintre ei nu au avut adrese de e-mail, sunt undeva la vreo 15% pe care noi am putut identifica în acest moment exact de unde, nici adresele de e-mail de student.pt.ro au venit înapoi cu eroare, deci nu au fost accesate niciodată sau nu sunt valide, chit că există în sistemul Politehnicii. Deci există un număr de studenți care nu pot încă să acceseze. Pentru aceștia vom lua legătura, am creat deja un formular, nu l-am transmis încă ligilor și studenților, o vom face doar astăzi prin intermediul conducerii Universității Politehnica și a conducerii studenților din Politehnică, în care ei pot să-și facă, să zicem, să-și ne transmită un nou username, o nouă parolă, adică scuze, o nouă adresă de e-mail pentru a primi username-ul și parola ca să se poată conecta, care este dedicat doar studenților. Pentru dumneavoastră, cadre didactice, vă rugăm să ne scrieți pe suport, coadă de maimuță, la cv.upt.ro. Este adresa care apare în absolut toate adresele, este adresa de aici, de contact, da? Și care apare peste tot. De aici se poate reseta parola. Vă rugăm să faceți acest lucru înainte de a ne transmite nouă mesaje. Aceasta este platforma de campus virtual, care este platforma care este obligatorie pentru toate cadrele didactice și studenții din Politehnică de a fi folosită începând cu această săptămână și pentru care am să vă rog să încercați să vă furnizați timpul necesar să
vă învățați cu ea și cum o folosiți și să urmăriți tutorialele și aceste webinare. Am să mă autentific și am să revin doar foarte pe scurt cu informațiile legate de tutorial. În acest mod, intrați în această pagină. Puteți să vă setați limba în care vedeți instrucțiunile standard din campusul virtual. Vă sfătuiesc să rămâneți cu cea pe română, pentru că în acest mod veți putea vizualiza mult mai ușor toate tutorialele. Cursul de tutoriale pentru profesori, cum l-am denumit noi de foarte mulți ani, de peste 6 ani există acest curs, dată, după cum vedeți, din 2009. E aici data în care el a fost început. Vedeți că am greșit. Este de 11 ani existent acest curs. Vă reunește pe absolut toți. Multă lume m-a întrebat cum pot să vadă participanții la un anumit curs. În partea de stângă, la navigare, sub titulatura acelui curs, aveți un link care se numește participanți. De asemenea, sus, în partea de sus a ecranului, să zicem, pentru fiecare dintre cursurile dumneavoastră, aveți iarăși un link care se numește utilizator înscriși. Dacă faceți click pe acest link, veți putea vedea absolut toți participanții care sunt înscriși la acel curs. Deci puteți să vedeți dacă aveți studenții înscriși, nu aveți studenții înscriși și dacă ei au accesat aceste cursuri sau nu. Da? Deci după cum vedeți, noi putem să vedem că sunt cadre didactice care n-au accesat niciodată sau n-au mai accesat de 6 ani anumite cursuri sau de 5 ani, etc. Da? Acest lucru ne va permite atât nouă cât și dumneavoastră să puteți să validați și să această activitate în online, adică care va înregistra absolut tot ceea ce se realizează în campusul virtual, este înregistrat în această parte. Dacă nu există studenții înrolați, mai ales la programele de master, mai sunt încă 2 facultăți care vor fi finalizate astăzi, vă rugăm să aveți răbdare și vom încerca să îi contactăm pe studenți separat. Dacă materialele sunt introduse în campusul virtual, ei le pot accesa și după aceea. Deci nu este necesar că... Important este să aveți 1 sau 2 studenți ca să poată să comunice între ei. Pentru fiecare dintre cursurile pe care dumneavoastră le aveți, vă rugăm să vă creați, am spus-o la fiecare webinar, ieri am prezentat-o mult mai în amănunțime, pe zone de lucru. Dumneavoastră aveți un curs, așa se numesc ele, cursurile mele în campusul virtual, care este gol, care are doar o serie de 10 teme, probabil, înglobate și un forum. În acel forum, când scrieți, puteți să scrieți la absolut toată lumea. Este modul în care și noi vă anunțăm pe dumneavoastră. Deci la toți cei care sunt înscriși în acel curs. Deci la studenți și la cadre didactice din acel curs. În acest moment, în acest forum, transmitem și comunicăm noi cu toate cadrele didactice din Universitatea Politehnică din Timișoara. Mai jos vă rugăm foarte mult să împărțiți, m-am uitat peste câteva cursuri azi noapte și am văzut că toată lumea pune aici sus, adică toată lumea, sunt mulți care pun aici sus materialul de curs într-un singur document mare. Nu, împărțiți-l pe bucăți. Am să vă arăt câteva exemple de cursuri înainte de toate. Deci împărțiți-l pe bucăți, creați categoriile acestea cu conținut, cu temă, cu informații, creați informații despre ele. Puneți pagini în care să inserați documentul și în care să mai scrieți câte ceva. Dați indicații cât mai multe încât să ușurați studenților accesul la informație. Gândiți-vă că studenții nu au văzut niciodată materialul acela de curs, de aceea sunt înrolați în cursul dumneavoastră și trebuie să-i sprijiniți să înțeleagă care sunt activitățile care vă fac. V-am rugat să încercați să faceți și o planificare pentru activitățile pe următoarea lună, cel puțin, în modul online, pe zile, pe săptămâni, să le indicați acest lucru studenților. Am să vă arăt și eu câteva exemple astăzi. În momentul în care le-ați creat aceste zone, lor le este mult mai ușor să funcționeze. Exact așa este și aici. Am creat niște documente care sunt chiar cu moduri de realizare de examene online care au fost creat în special pentru cadrele didactice de la ID, care au avut
prezentarea a treia programată săptămâna trecută, în weekendul trecut, și care probabil va fi extinsă și pentru cursurile care sunt la licență și au prezentarea a treia sau evaluare distribuită foarte în curând. Dar despre partea de examinare vom vorbi în amănunt într-un alt webinar, după ce vom avea și o metodologie clar aprobată de Consiliul de Administrație și de Senat. Aici găsiți toate tutorialele. Vă rugăm mult, vedeți aceste tutoriale. Pentru că dacă nu le vedeți și nu vă uitați la ele și nu le analizați de câteva ori, degeaba ne scrieți nouă pe mail să vă ajutăm, pentru că noi nu putem decât să vă trimitem la un tutorial, fiindcă este imposibil pentru noi să putem să vă răspundem la absolut toate dorințele. Aici aveți un model care vă arată cum puteți să faceți anumite lucruri și anumite părți de informații. După cum vedeți, aveți și un calendar. Am să încerc astăzi să vă arăt și despre calendar și despre prezență și cum apare prezența. Fiindcă ieri am arătat, vă arăt foarte pe scurt, că în partea aceasta de rapoarte puteți să vedeți statisticile sau participarea fiecăruia dintre cursanții care sunt înscriși într-un curs, studenții dumneavoastră și a dumneavoastră. Eu, de exemplu, pot să văd acum toate activitățile și toate rolurile, ce a făcut, câtă lume accesează, cum, și pot să le văd și separat pentru fiecare zi, dar pot să le văd și statistic câtă lume accesează și cum accesează acel curs. Același lucru puteți face și dumneavoastră pentru cursurile dumneavoastră. V-am spus că am să vă arăt cam cum arată, cum puteți să vă organizați partea de cursuri în această zonă. De exemplu, un mod, am să vă arăt alte cursuri, nu cele realizate de mine, un mod este, să zicem, prin care ai foarte multe anunțuri, ai partea de curs integrată ca și pagini care sunt web, ai și activitățile practice ca și PDF, ai descrierea proiectului cu link-uri, toate resursele care sunt la dispoziție și după aceea vor avea și partea de transmiterea proiectului, cât și testele pentru fiecare dintre laboratoarele care sunt. Colegii aceștia, de exemplu, au realizat și au modificat continuu inclusiv un calendar în care au spus în fiecare dată, în fiecare săptămână, ce își propun să facă și ce evaluare va fi făcută într-un anumit mod. Este un document PDF, probabil ca să nu poată fi modificat, deși studenții nu-l pot modifica acest document. Dacă îl faceți un document web, o pagină, este poate mult mai prietenos pentru ei să îl vadă. În acest mod pot să-l și descarce. Deci tot ce este document PDF, ei pot să și descarce. Un alt tip de curs, cum a fost realizat, tot așa, este prezența, news forumul, partea de capitole și pentru fiecare capitol față de celălalt curs sau de cursul care vi l-am arătat, cursurile mele, unde sunt partea de cunoștințe generale grupate într-o singură categorie, după aceea partea de laboratoare, de teste și de activități de proiect, aici ele sunt grupate pe categorii. Deci există atât partea de informație, care este un document cu toată informația și cu materialul de curs care să poată să fie citit ușor și de pe telefoanele mobile, prin aplicația CV sau prin efectiv simplu prin browser, atât și PPT-ul care a fost făcut PDF. Așa cum v-am spus, vă recomandăm să încărcați documentele pe care le aveți, cursurile, prezentările în format PDF, pentru că acesta este ușor de deschis și de pe telefoanele mobile sau tablete. Dacă nu le pot deschide, peste 50% de accesări în ultima săptămână au fost realizate de pe platforme mobile și nu de pe calculator. Au de asemenea și tema, au partea de informații cum pot să fie făcută și cum pot să predea toți studenții acea activitate și au avut termen de predare luni și așa puteți să vedeți, acest lucru am să vi-l arăt astăzi încă o dată, l-am arătat luni, îl mai arăt încă o dată, așa puteți să vedeți ceea ce au lucrat fiecare dintre studenți și să descărcați documentele și să dați notă fiecăruia dintre studenți pentru fiecare dintre documentele pe care le-au rulat. Studenții, când faceți acest tip de, se numește lucrare, de submitere de activitate, nu văd ce au submis ceilalți. Deci este o submitere individuală și confidențială
a activității pe care o realizează studenții. Deci doar dumneavoastră vedeți ceea ce au submis fiecare dintre studenți. Și după aceea are partea de bibliografie, de testare, când este ea activă, de teste care sunt realizate online și toate celelalte activități care vor deveni vizibile pe parcursul semestrului. Deci ele sunt făcute vizibile, vedeți că scrie ascuns de cursanți, asta înseamnă că nu este vizibil, puteți să vă pregătiți în avans materialele, nu sunt vizibile decât în fiecare săptămână sau cum doriți dumneavoastră să le faceți vizibile pentru studenți. Celălalt curs care vi l-am arătat și cursul pe care eu îl fac, sunt vizibile toate materialele studenților de la bun început. Fiindcă am zis că vă arăt cum puteți să realizați anumite activități, pentru ca să puteți să activați modul de editare, se activează de aici. Utilizatorii înscriși de aici. Limba de aici. Schimbarea profilului dumneavoastră de aici. Da? Ca să fie clar pentru absolut toată lumea. Unde arăt cu mouse-ul, că nu am cum să vă arăt altfel. Deci unde arăt cu mouse-ul. Utilizatorii înscriși activează modul de editare, această săgeată pentru a vă putea edita profilul dumneavoastră. Am să activez acum modul de editare. Numai o secundă să încerc cumva să fac. Nu pierd din ecran toată această parte. Și în această parte am să încerc acum să vă arăt din nou atunci cum se editează aceste categorii, aceste nume, care sunt categoriile sau teme. La noastră vor apărea ca și teme, dacă este pe limba română. De la editează și editează topic, automat când modific ceva aici, după cum vedeți, acum voi șterge acel text, acestea sunt unelte care sunt standard pentru, să zicem, pentru Word sau pentru absolut orice, voi șterge textul, voi face salvează modificări și acel text a fost modificat și schimbat. Puteți să schimbați toată partea de zonă. Când doriți să o ascundeți de către studenți, este foarte simplu. De la editează, ascunde tema de ceilalți. Da? La fel puteți să ștergeți tot topicul. Nu vă recomandăm acest lucru, mai bine ascundeți-l decât de ceilalți. Sau dacă o anumită zonă, o anumită categorie, nu știu, cea de proiect, de laborator sau de anumite exerciții pe care doriți să le realizați cu studenții devin prioritare, puteți să faceți highlight în acel moment pentru absolut toată lumea. Deci eu dacă îi voi face highlight, ea va deveni marcată cu albastru în acea zonă. Cum se adaugă resurse și am să vă arăt astăzi cum se face prezența. Există o prezență aici realizată, dar voi continua să lucrez și să adaug o prezență. Toate activitățile și resursele se adaugă de la adaugă activitate sau resursă care se găsește la fiecare zonă, la fiecare temă, la fiecare categorie. De aceasta care vedeți că este definită prin aceste liniuțe gri. De la adaugă activitate, puteți să mergeți și să adăugați foarte multe activități sau resurse. V-am arătat și luni și sunt tutoriale cum puteți adăugați un fișier pe care să-l poată vizualiza studenții și descărca, o pagină web în care să editați text, imagini sau video, da? Pe acestea vi le recomandăm deocamdată să le folosiți, nu și pe restul, sunt pentru utilizatori puțin mai performanți și o să încercăm să vi le arătăm pe parcurs, dar deocamdată mergeți pe varianta fișier, pagină sau link URL, dacă aveți un link direct, dar și pe acest link noi vă recomandăm să-l încadrați într-o pagină care să descrieți ce este cu acel URL, acel link către un site web sau către o anumită altă parte. Astăzi am să vă arăt din nou cum se poate încărca sau cum se poate realiza o activitate pentru studenți, lucrare, dar și partea de prezență. Să încep cu prezența, care se numește simplu prezență, o activez, o adaug. Dar o secundă că sunt foarte mulți și durează foarte mult. Și acum voi adăuga prezență curs, să zicem, sau prezență laborator, absolut orice. Dacă doriți să dați notă pe această prezență, atunci trebuie să o adăugați aici de la notă, că este notare sub formă de punct. Dacă nu doriți să dați notă,
ceea ce poate că este indicat să nu dați notă pe prezență, dar este decizia fiecăruia dintre dumneavoastră, atunci trebuie să selectați niciunul și vedeți că va dispărut această posibilitate de a da notă pe prezență. Dacă nu, se acumulează la nota finală pe care puteți o da și să o calculați în catalogul de note prin campusul virtual și notele care sunt date de către, cer scuze, de către prezență. Există aici o setare generică care se afișează pe pagina de curs și, bineînțeles, o restricționare de acces nu vă interesează. Doar acesta este foarte important pentru dumneavoastră, să vă activați sau să nu vă activați posibilitatea de notare pentru aceste cursuri. Facem salvează. Vă rog tare mult să nu încercați să editați acum în același timp pe campusul virtual toți care sunteți în online, fiindcă deja este oricum foarte multă lume care lucrează pe el simultan și el a fost gândit pentru 1000 de utilizatori simultan în fiecare secundă să facă click și deja începe să dea erori. Vă rog mult de tot, măcar cei care sunteți în acest webinar, să vă abțineți să vă jucați acum pe campusul virtual. În momentul acesta, după cum vedeți, am doar prezență curs aici. Ioana. Dacă fac click pe ea, Ioana, te rog frumos, lasă să explic și la sfârșit luăm întrebările. Mulțumesc! În momentul în care fac click pe prezență curs, veți vedea că nu aveți nimic. Ea este goală, nu are nicio sesiune, da? Chiar dacă am selectat absolut toate sesiunile. Trebuie să vă adăugați sesiune. Acest lucru se face de la adaugă sesiune. De unde puteți să selectați data și ora. Da? Voi zice astăzi de la ora 11 până la ora 12 este o sesiune de lucru. Dacă aceste sesiuni se repetă în fiecare zi, puteți de la sesiuni multiple să selectați că ea se repetă în fiecare zi. Da? Dacă se repetă în fiecare zi, dacă se repetă doar în ziua de miercuri, o selectați pentru miercuri. Câte săptămâni se repetă ea? De exemplu, 6 săptămâni și trebuie selectat neapărat până când se repetă. Să zicem, până la 1 mai 2020. Da? Din nou, aveți aici posibilitatea ca studenții să-și înregistreze singuri prezența proprie. Nu vă recomandăm să o faceți, este bine ca dumneavoastră să înregistrați prezența studenților la cursuri sau la alte activități. Prin afișează mai mult, puteți să vedeți mai multe lucruri, dar nu este necesar. Voi face adaugă și în acest moment voi avea o sesiune care este integrată, n-am selectat și data. Vedeți că mi-a dat mesaj imediat că am făcut o eroare. Am selectat perioada de început, dar nu și perioada de sfârșit a acestei prezențe. Și ea a fost adăugată în sesiune. Cum marcați prezența studenților? Pe acest buton ca de play de aici, faceți click pe ea și puteți să selectați. P înseamnă prezent, L înseamnă late, de la întârziat, E înseamnă excuse, A înseamnă absent. Puteți să vedeți toată această parte de cine a făcut, ce prezență a fost prin acest buton. Am să vă arăt acum cum arată o prezență pentru un curs care a fost realizat. Inclusiv ieri am avut curs pentru studenții de la anul 4 și făcând click pe acea prezență, pot să văd care dintre studenți a fost prezent și cum. Totodată pot să văd un raport al tuturor prezențelor în care voi vedea în ultima săptămână sau absolut toate prezențele de la începutul semestrului, fiindcă noi ținem așa prezența pentru toți studenții continuu, când au fost prezenți, când au venit, ce procentaj la final voi putea vedea câte sesiuni au existat până acum, câte puncte au strâns fiecare și ce procentaj de prezență are fiecare dintre studenții care au participat la aceste sesiuni și pot astfel să le indic lor unde trebuie să mai participe, ce ar mai trebui să recupereze sau ce alte activități suplimentare le puteți da, pentru că nu participă la toate sesiunile care există de prezență.